cultural, prin cultură, pentru acțiunea pe care noi am făcut-o în aceste zile, am făcut altceva decât să luăm și să frumusețăm aceste spații. Pentru că atâta timp cât vin și am și avut între noi turiști aici, pentru că i-a fost o surpriză să vadă, au crezut că e ceva, o școală de pictură, da, și au venit aici, i-am invitat să primă. Foarte interesați de ce se întâmplă, pentru că, pe lângă peisajul de lucruri, această acțiune a fost benefică, adică eu cred că le-a rămas în minte și această acțiune, mai ales că noi suntem veniți cu din zone diferite, cu educații diferite. Mărturisesc că de 20 ceva de ani merg în tabere, dar aici de cât mai mult de 1, 2, 3, 4, restul noi. În spatele dumneavoastră, în spatele nostru, vedem, văd cel puțin, identific Valea Argeșului și Vidra. Dacă ar fi să ne caracterizeze aceste două lucrări, în 10 cuvinte, ce ați spune despre ele? Interesant este aici specific zonei. Pentru că peisajul argeșan este un peisaj atipic. Fiecare își au specificile lor, casele, arhitectura, vorbesc aici cu vorbești, dar și arhitectura de structurile peisajului, roci, sensul apei, așa cum curge. Sunt totul deosebite față de alte zone. Eu tot am circulat, am avut și ceva șantiere de restaurare în acești. Și sunt obișnuit cu ele și de fiecare dată când revin pe această zonă, mare plăcere și întotdeauna am fost însoțit de câte studenți care au lucrat pe șantier și iar astăzi am avut studenți care au realizat 2-3 studenți la masă, care am stat în viitoare examen și asta ne-am desfătat frumusețile din jur. George Păunescu, conferențial universitar la Universitatea de București, artă sa.